În studioul Digi24, Sabin Orcan, directorul Newsweek România. Sabin Orcan, Putin trimite Wagner în regiunea Belgorod după ce ucrainenii au primit și de la Washington unda verde să lovească pe teritoriul Federației Ruse cu o condiție, bazele de unde pornesc atacurile din regiunea Kharkov, adică din regiunile Kursk și Belgorod, exact acolo unde Putin trimite Wagner. Mie mi se pare că în acest moment, dacă vor primi tot ajutorul, pentru că e o parte din ajutor e pe drum, nu tot ajutorul a ajuns, dacă vor primi și rachetele Patriot, dacă vor primi, cred că ucrainenii au tot ce trebuie ca să le țină piept rușilor. În același timp, trebuie să facem această comparație, pentru că suntem nevoiți. Există valuri și valuri de propagandă antioccidentală pe rețele de sociale, pe rețele sociale din România. Și să spunem încă o dată, în acești doi ani și ceva, în care Ucraina a fost invadată, nu ea e statul care a atacat, a fost invadată, Ucraina luptându-se pe teritoriul său până acum, au fost lansate numeroase atacuri din Rusia de pe teritoriul rus, pe teritoriul Ucrainei, care au lovit obiective civile. Nu există, după știința mea, multe cazuri în care ucrainenii să fi tras ei spre teritoriul Federației Ruse și să fi atins obiective civile. Toate obiectivele lovite unde au existat victime au fost obiective militare, obiective care participau la efortul de război rus în Ucraina. Mi se pare că au făcut foarte bine ucrainene că au făcut asta, pentru că mi-aduce aminte de ce spuneam în legătură cu conflictul din fâșia Gaza, și anume, de fapt nu eu, Ehud Barak, într-un interviu, le reamintește izraelienilor care sunt cele trei reguli ale războiului dus de Israel, care trebuie dus de Israel oricând, și anume să fie un război scurt, să fie alături de o mare putere, să aibă aliat o mare putere, dar al treilea punct e foarte important și are legătură cu Ucraina. Ca Israelul să aibă întotdeauna ascendent moral. Și Ehud Barak spune că Netanyahu ar uita aceste reguli ale lui Ben Gurion. Și mie mi se pare că Ucraina a înțeles asta. Ca să ai ascendentul moral, nu poți să faci și tu același lucru, chiar dacă tu ești cel atacat, chiar dacă războiul se desfășoară pe teritoriul tău în 99% din cazuri, nu poți să faci și tu exact același lucru pe care îl face inamicul tău. De asta, dacă soldații ucraineni au comis, e vreunul care o fi comis vreo crimă împotriva regulilor războiului, împotriva vreunui prizonier rus, va fi și el tras la răspundere alături de măcelarii de la Bucea și din alte locuri. Asta e un lucru foarte important. Ucraina nu trebuie să piardă ascendentul moral. De asta primește ajutorul Occidentului, pentru că ea e țara atacată și pentru că ea trebuie să desfășoare războiul ăsta de apărare a patriei, cum se numea pe vremuri, în interiorul regulilor războiului, care înseamnă să nu ataci cartiere de civili în mod intenționat, ceea ce rușii fac. Și vor răspunde. Nu azi, nu mâine, războiul va dura. Dar la un moment dat în istorie, toți cei care au făcut aceste, care au comis aceste crime, care au ordonat aceste crime, vor răspunde. Eu sunt convins că la un moment dat, ofițeri din armata Rusiei vor spune, chemați la un proces internațional, am primit ordin de la Cutare să atac un mall din Kharkov. Nu? Au atacat un magazin de bricolaj acum, recent, care n-avea nicio legătură cu nicio unitate militară. Un magazin de bricolaj, un mic mall, și au murit 14 oameni, 50 de răniți, da? Acum câteva zile. Da. Iar asta au făcut de sute de ori rușii. Și faptul că ucrainenii nu fac același lucru ca și ei, are la bază sprijinul Occidentului. Dacă pierzi ascendentul moral, pierzi și sprijinul Occidentului. Și asta e foarte important în situația disperată în care se află ucrainenii pe front. La ce te aștepți? Ce va face Putin? E încolțit. E încolțit? S-a întâmplat ceva ce mulți credeau că nu se va întâmpla. Ucrainenii au primit toate aprobările. Loviți în Rusia. Nu cred că se vor grăbi să lovească multe ținte. Cred că vor lovi acele baze militare de unde pleacă avioanele care lansează bombe planoare sau de unde pleacă rachetele. Cred că o vor face chirurgical și pentru că aceste echipamente costă foarte mulți bani, nu au foarte multe la dispoziție și nu-ți permiți să faci ce face Putin, care aruncă luptă nu toată economia Rusiei, produceți rachete, nu contează cât costă, tragem în neștire. Nu cred că Ucraina e în situația asta. Ucraina este o țară care are mari probleme economice, nu doar militare, da?
depinde de ajutorul inclusiv financiar, ca să-și plătească militarii, ca să-i plătească... Adică Ucraina nu e în situația în care să arunce cu bombe pe pereți, nu contează cât costă. Și bombele occidentale costă, după cum știm, destul de mulți bani. Ei l-au primit ajutor, cadou, ca să spunem așa, dar nu înseamnă că la un moment dat nu se vor termina. Și cred că una din lecțiile acestui război, Gianlu Bridlov spunea asta, că una din lecțiile acestui război este cât de mult contează, pe lângă alte lecții ale strategiilor militare, operațiuni, drone, cât de mult contează partea logistică. Sigur, e o lecție pe care am mai văzut-o în istorie. Dacă nu ai tot circuitul logistic, degeaba ai tu mai multe sute de mii de oameni pe front, mai multe și mai performante echipamente militare sau rachete, pentru că la un moment dat se scurt-circuitează, nu? Traseu logistic. Iar cred că ucrainenii asta au și încercat să perturbe acest traseu logistic. Au lovit depozite de carburanți ale armatei ruse, au lovit baze militare unde erau avioane sau rachete și cred că asta vor face și în continuare. Nu știu dacă vor avea succes, dar în mod cert, în acest moment, ucrainenii sunt într-o situație în care trebuie să răspundă mai multor atacuri decât până acum jumătate de an. Acea încercare, operațiune la nordul Harkovului, e o încercare de deschidere a unui al doilea front, lucru care era previzibil pentru că, în afară de linia frontului, Ucraina mai împărtășește cu Rusia mii de kilometri de graniță, care până acum nu veniseră atacatori pe acolo. Cred că se va întâmpla în continuare și cred că ăsta e lucru de care se teme cel mai mult Zelenski sau strategii ucraineni, deschiderea unui al doilea front care i-ar obliga să-și împartă resursele. Sunt și informații că, de fapt, ofensiva lui Putin din Harkov ar fi eșuat. Ucrainenii nu se grăbesc să anunțe acest eșec pentru că nu știu până la capăt cam care sunt intențiile lui Putin. Este săptămâna debarcării din Normandia, Sabin Orcan, pe 6, adică joi, pe 6 iunie, 80 de ani de la debarcarea din Normandia. Zelenski va fi la ceremonie, a fost invitat de Emmanuel Macron și cu această ocazie, aflăm din presa franceză, Emmanuel Macron va anunța trimiterea sute de instructori militari pe teritoriul Ucrainei. Deci, încă un lucru despre care credeam că nu se va întâmpla, se va întâmpla și atunci Putin va fi și mai încolțit. Sunt multe paralele aici între Putin și Hitler, le-am făcut și noi. Sunt multe lucruri trase la indigo, da? Deci, Putin a avut același limbaj de casus belli, a anunțat că el se duce să-și apere etnicii dintr-o altă țară, cum a făcut și Hitler, pentru că el așa a declanșat al doilea război mondial. Sunt multe paralele. Dar dincolo de asta, singura diferență majoră și de aici, să spunem, reacția oarecum prudentă, precaută a Occidentului, a NATO, singura diferență majoră este că Hitler nu avea arma nucleară. Iar arma nucleară înseamnă o confruntare între două mari puteri care poate duce la o apocalipsă și la cu totul altceva decât acest război. Care este o tragedie pentru ucraineni, pentru țările din jur, pentru rușii trimiși la moarte, nu se știe de ce, dar care nu s-a transformat într-un conflict global. Degeaba își... cum să spun eu, și răcesc gura propagandiștii pe în România, nu există un conflict global în acest moment între NATO și Rusia, ba mai mult, NATO a dat dovadă de foarte multă diplomație, nu a răspuns provocărilor și amenințelor nucleare. Însă asta este o paradigmă diferită de cea din al doilea război mondial, când a avut loc debarcarea din Normandia, și ne spune ceva despre faptul că trebuie să schimbăm și regulile internaționale. Mulțumesc mult, Sabin Orcan. Andreea Popa vă așteaptă imediat cu ultimele informații. Seară bună!